Domnule Dieter Nisipeanu, cum este să joci în pandemie așa? Păi aici a fost plăcut, am și jucat bine și a fost, în primul rând, nu cred că am jucat afară niciodată, sau cel puțin nu mi-amintesc să jucăm în aer liber, în open doors. General, șahul se joacă în sală. Pentru mine însă, cred că a fost un avantaj, că eu mă aerisesc greu, mie îmi trebuie tot timpul aer curat, așa că aici am profitat din plin de asta. Spune-mi, în Germania, unde joci, da, sunt asemenea condiții? Au fost, da, bă, normal, am jucat la German Masters, a fost foarte frumos și acolo. Acolo, ce-i drept, a fost un hotel, dar condițiile foarte faine. E, într-adevăr, e foarte greu, cred că, în ziua de azi să oferi și condiții excepționale pe timp de pandemie, că sunt o soie de restricții. Ne lipsesc și nouă spectatorii și atunci și la German Masters ne-au lipsit spectatorii. Sunt online, dar e altă, când se înconjoară masa cu lume, mie îmi place asta. Ți se pare mai greu să joci cu masa ca pe nas decât ai fi în mod normal? A fost mult mai complicat? Prima zi a fost mai greu, dar m-am obișnuit repede. Asta e, până la urmă trebuie să ne obișnuim, ce putem să facem. Cum consider că a evoluat șahul românesc în prezent? Nu pot să... Adică nu am urmărit exact. Ce am văzut aici mi-a plăcut, dar nu știu să spun exact. Ai avut partide destul de grele aici, cu jucători destul de buni. Da, păi deja înainte de turneu, când am văzut cum arată masa întâia, am zis, hopa, o să fie foarte greu. Dar am făcut față, am jucat foarte bine, că am prins o formă de excepție și am avut și noroc. Ce ai făcut în timpul pandemiei? Pregătire. La început a fost un mic șoc, că nu, adică am fost amorțit, cred că vreo lună de zile, nu înțelegeam ce se întâmplă. După aia, ușor am revenit la viață. Ai jucat partide online? Foarte puțin, nu-mi place șahul online, sincer să spun. Adică eu... Dacă se poate numi șah chestia, nu știu, când învârți un mic mouse-ul ăla care mișcă mouse-ul mai repede câștigă, îmi pare rău, dar eu nu sunt adeptul. Ce gânduri ai pe viitor? Nu știu, nu-mi fac planuri mari, să vedem cum evoluează treaba. Tocmai trebuia să joc în Croația, la Liga Croată și s-a anulat chiar ieri, adică... Nu știu, nu am niciun plan clar. Am, adică în vedere să joc campionat european, turneu de la Bad Wiese din Germania, dar... Eu știu e dacă se vor... Se va juca. Da, păi da, la cum evoluează, mă uit și eu, cazurile se mulțesc peste tot, dar e greu. Eu îți mulțumesc și îți urez mult succes în continuare. Mulțumesc, lasă. Așadar, doamnelor și domnilor, a fost pentru dumneavoastră marele maestru care joacă acum pentru Germania, Liviu Dieter Nisipeanu.